Poliana Hangan, deputat USR de Hunedoara, susține campania intitulată Eficiență energetică pentru tranziție energetică. Proiectul este finanțat prin granturile norvegiene, în prim plan fiind teme relevante pentru digitalizarea și creșterea eficienței energetice în România, aducând împreună reprezentanții autorităților locale cu experții și companiile pregătite să contribuie la dezvoltarea orașelor viitorului. Observăm cu claritate că cetățenii au devenit actori importanți în eficientizarea, în evoluția eficientizării energetice a propriilor locuințe și bineînțeles că oscilațiile prețurilor la energie au fost fără îndoială un catalizator al acestei schimbări de atitudine. Este remarcabil faptul că cetățenii au preluat această inițiativă, au avut inițiativa de a-și moderniza propriile locuințe. Această mișcare reprezentând nu doar o reacție la presiunile financiare, ci și eventual o soluție pe termen mediu și lung pentru combaterea creșterilor acestor costuri. Mulți dintre acești cetățeni au optat pentru tehnologii inovatoare pentru ei, cum sunt panourile fotovoltaice sau pompele de căldură sau chiar bateriile pentru stocarea energiei, astfel încât și-au transformat casele proprii în spații mai eficiente din punct de vedere energetic. Poliana Hangan a discutat în cadrul unei conferințe despre perspectiva cetățenilor și a legislativului asupra eficienței energetice, subiect abordat și în plenul Camerei Deputaților. Statul și noi aici ar trebui să venim cu o soluție astfel încât să găsim cadrul încât să eficientizăm rețeaua de distribuție, pentru că știți și dumneavoastră, astăzi prosumatorii din România aduc un gigawatt de energie la producția de energie din România, să găsească soluții pentru ca românii să aibă acces la fonduri pentru a putea să-și eficientizeze energetic locuințele. Și vă aduc în atenție faptul că există pe circuitul legislativ un proiect de lege pe care l-am depus împreună cu colegii mei, care ar facilita accesul românilor la finanțare prin accesul la niște credite garantate de stat și cu dobândă subvenționată pentru investiții în eficientizarea locuințelor proprii individuale. Poliana Hangan a mai declarat că este estimat că aproape jumătate dintre cei 500.000 de potențiali beneficiari ai acestui program, care urmează să intre la vot în Camera Deputaților, vor accesa fondurile pentru a deveni prosumatori.